În urmă cu mai bine de o săptămână, autoritățile intrau în alertă după ce un bărbat a fost atacat de urs, în jurul orei 2.30 noaptea, pe o uliță din satul Nemertea, Comuna Gurateghi. Victima de 55 de ani a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Brașov, cu leziuni și plăgi mușcate la membrele superioare. Din momentul în care evenimentul a avut loc, polițiștii au demarat o anchetă, având în vedere că li s-a părut suspect ca bărbatul să se deplaseze în toiul nopții pe o uliță și din senin a fost atacat de un urs. Astfel, polițiștii biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase Buzău, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat cinci percheziții domiciliare în Comuna Gurateghi, în cadrul unui dosar penal de braconaj cinegetic, iar activitățile s-au desfășurat în baza mandatelor de percheziție emise de judecătoria Pătârlagele. în urma percheziților polițiști au ridicat în vedere continuării cercetărilor, 18 lanțuri metalice, 10 cuțite, 2 firăstraie metalice, un topor, două ranițe textile, toate cu depuneri de substanță brună roșcată, o blană de urs cu craniu, o blană de vulpe, 146 de grame de substanță vegetală uscată și semințe susceptibile a avea efecte psihoactive, două grindere și două pipe. Cercetările vizează patru localnici cu vârste cuprinse între 37 și 55 de ani, care la data de 11 septembrie ar fi braconat un exemplar de urs brun context în care unul dintre aceștia ar fi fost rănit de animalul capturat. În baza mandatelor de aducere, persoanele cercetate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri și, în funcție de probatoriul administrat, vor fi dispuse măsuri legale. După atacul din 11 septembrie, potrivit celor relatate de bărbații care i-ar fi sărit în ajutor victimei de 55 de ani, acesta ar fi fost atacat de un urs în timp ce se deplasa pe drum spre casă, ceea ce s-a dovedit a fi neadevărat. De fapt, ursul fusese braconat.